Bun găsit, vă spune Mihai Firică, din nou împreună la Vocile Olteniei. În această ediție vom vorbi despre un subiect sensibil, mai ales pentru dumneavoastră, pentru doamne și domnișoare, dar și pentru noi toți, pentru bărbați, în general pentru familii, pentru că, iată, incidența cancerului la sân este una extrem de ridicată în România. În Craiova se va organiza și un eveniment care vine să, haideți să spunem, să promoveze o campanie pentru un control riguros și din vreme pentru doamne și domnișoare, dar despre acest eveniment apropiat din Craiova și despre ce putem să facem împreună în această luptă împotriva cancerului mamar, stăm de vorbă cu doamna Delia Coman. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Organizator al campaniei Sănătatea Sânilor, din cadrul unui eveniment amplu, Implică-te pentru a afla că e mai bine, se va desfășura aici în Craiova, vom da toate informațiile pe parcursul emisiunii. Totodată trebuie să vă prezint și în calitate de director pe regiunea Sud a unei companii importante, Avon Cosmetics. Vom spune decât o singură dată în cadrul emisiunii aceasta denumirea firmei. Alături de noi este doamna Marga Cuțarov. Bine ați venit! Bună seara! Bine v-am găsit! Calitate de reprezentant al asociației OncoHop Craiova, o asociație implicată în foarte multe acțiuni pentru ajutorarea celor de lângă noi în situații limită. Mulțumesc încă o dată că ați venit și v-ați implicat ca partener în această campanie. Așadar, o problemă extrem de sensibilă, dar și vom vedea extrem de periculoasă pentru femei. Ce putem să facem pentru a preveni cancerul mamar? Noi, în cadrul evenimentelor pe care le avem și nu numai, avem două direcții în care mergem. Una dintre ele este legată de programe educative, programe de informare a tuturor doamnelor și domnișoarelor, pentru că, din păcate, acest cancer la sân nu mai are vârstă. Poate apărea la orice vârstă și ne implicăm foarte mult și finanțăm astfel de programe de educare și informare. Iar cea de-a doua direcție este aceea de strângere de fonduri, care sunt în direcția în care ne dorim să dotăm spitalele din România cu aparatură medicală de ultimă generație. Și vă voi da toate detaliile atunci. Doamna Marga Cuțarov, cât de mare este această dimensiune a pericolului reprezentat de incidența cancerului mamar? Din păcate, în România, cancerul mamar este cauza numărul 1 de mortalitate în rândul femeilor. Anual sunt diagnosticate 6500 de cazuri noi. În lume, 8 femei mor în fiecare minut din cauza cancerului mamar. De ce se întâmplă asta? Sunt, cel puțin la noi în țară, aș vrea să fac referire în mod special, datorită faptului că în fazele incipiente, boala este asimptomatică. Iar un al doilea motiv foarte important în țara noastră este absența unor campanii de screening privind această boală. Ce înseamnă acest screening? Să vorbim pe înțelesul tuturor. Da, o campanie de screening de obicei înseamnă un control clinic sau de imagistică pentru a afla că suntem bine, așa cum este și sloganul evenimentului care va avea loc în curând. Asta înseamnă să mergem la control, la un control clinic, după care, în funcție de recomandarea medicului, să facem și un control de imagistică. Dar, înainte de a ajunge la medic, fiecare dintre noi, doamnele, ar trebui să ne facem un autocontrol lunar. Într-un moment în care suntem disponibile, în care ne putem aloca în mod sigur 10 minute pentru noi, pentru a fi sigure că suntem bine. Înainte de a urmări împreună un scurt material asupra acestei probleme cu care se confruntă femeile în general și în special din nefericire româncele, vreau să vă întreb, cu siguranță aproape ați avut prietene sau poate în familie persoane afectate de această boală. Cum au reușit să treacă pe lângă sau peste această afecțiune? Da, din păcate,
În majoritatea cazurilor, această boală este descoperită în stadii destul de avansate. 85% dintre cazurile de cancer la sân sunt diagnosticate în forme avansate. Eu cred că cu toții avem, eu știu, o cunoștință, o rudă în familie, o prietenă, o soră, o mamă, chiar o fică pentru anumite persoane, fiindcă, așa cum a spus și doamna Delia mai devreme, din păcate, cancerul la sân a început să fie o problemă încă de la vârsta de 20 de ani. Deci să nu considerăm că, eu știu, suntem prea tinere să ni se întâmple nouă așa ceva. Personal, chiar am întâlnit și sprijinim prin intermediul asociației astfel de cazuri tinere care li s-a întâmplat la 23 de ani, care este o vârstă în care nu ne-am gândit că ni se poate întâmpla așa ceva. Dar tocmai de aceea, astfel de campanii de conștientizare și informare, chiar dacă reușim să le facem, eu știu, o dată pe an, de două ori pe an, ele sunt foarte importante pentru fixarea în rândul femeilor a unui comportament. Acela de a-și face lunar un autocontrol și de a merge periodic la medic, în funcție, bineînțeles, și de perioadele de vârstă ale acestora, fiindcă, într-adevăr, există și aici niște intervale de vârstă la care ar trebui să intensificăm aceste controle și dacă este nevoie, detailăm acest lucru mai târziu. Înțeleg că în spațiul emisiunii se va auzi și vocea specialistului și înainte de a explica așa simbolistica prezentă în această emisiune și insigna doamnei Delia Cuman și jucăria pe care o aveți acolo și lucrurile acestea, vă propun să urmărim un scurt material, să înțelegem împreună cât de importantă este această problemă pentru noi toți. Vom continua dialogul după material. Statisticile realizate la nivel european arată că România ocupă primul loc în privința numărului de cazuri de cancer mamar. În același timp, țara noastră se situează pe ultimul loc în ceea ce privește controlul preventiv. În România, 25 de femei sunt diagnosticate cu cancer mamar în fiecare zi. Două pierd lupta cu viața. În consecință, suntem pe primul loc în topul țărilor europene cu cea mai ridicată mortalitate provocată de cancerul la sân. Pentru anul 2012, statisticile arată că 6.000 de românci au fost diagnosticate cu cancer de sân. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, 90% dintre femei au aflat despre boală într-o formă avansată, ceea ce scade dramatic șansele de supraviețuire. Cancerul mamar este cea mai frecventă formă la femei și reprezintă aproximativ 29% din cazurile nou diagnosticate. Acest tip de tumor reprezintă prima cauză de deces la femeile cu vârste mai mici de 55 de ani. Româncele cu tumor la sân se prezintă târziu la medic. Boala deja se află în stadii avansate, șansele de vindecare sunt mici, iar tratamentul devine doar paliativ. Cum putem schimba această situație alarmantă? Din nefericire, o situație alarmantă. România ocupă, iată, primul loc cu privire la decesele provocate de cancerul mamar. Totodată vedem incidența cea mai ridicată din Europa. Pe de altă parte, privind către un alt clasament, ocupăm primul loc la numărul mic de controle efectuate pentru a preveni această afecțiune, pentru a descoperi, mai bine zis, la timp afecțiunea. Ce faceți dumneavoastră, doamnă Delia, acum prin această campanie, prin acest eveniment de care am amintit? De 10 ani de când noi, în compania noastră de produse cosmetice, facem acest lucru, am încercat în primul rând această informare și educare a tuturor doamnelor și domnișoarelor cu care am intrat în contact, pentru că cel mai important este să înceapă să fie conștientă de faptul că este necesar să-și facă această autoexaminare de care spunea și doamna mai devreme. Este important să meargă periodic la medic, nu atunci când apare o problemă, ci înainte, tocmai pentru a afla că este bine fiecare dintre noi. Iar dincolo de acest aspect, este important ca cei care află și care fac acest lucru să meargă și să spună la cei pe care îi cunosc, prietene, rude, în familie, care sunt problemele care pot apărea și să facă același lucru ca și ele. De ce nu merg femeile pentru acest control?
din timp? Sunt multe motive. Unul dintre ele ar fi neglijența. Știți, de multe ori noi femeile punem alte lucruri pe primul plan, în special familia, activitatea profesională și neglijența. Atâta timp să cât spunem nu agenda există încărcată. Simptome. Da, să da, spunem și, agenda încărcată, boala nu fiind neglijența. Asimptomatică de cele mai multe ori, atunci dacă ne este bine, de ce să mergem să vedem că poate nu este așa, nu? Există și teama aceasta de a afla uneori adevăruri care pot deveni dureroase, care se pot transforma în niște drame. Deci, din păcate, chiar în jurul meu, în jurul unor persoane apropiate care s-a întâmplat de multe ori să le sfătuiesc să își facă un control clinic și un control de imagistică atunci când detectăm în noi înșine boala, ea este totuși într-un stadiu avansat. Atunci când prin acel autocontrol despre care vorbeam mai înainte, depistăm că avem o problemă, problema aceea se formase acolo cu foarte mulți ani înainte. Uneori durata aceasta de evoluție este foarte mare, alteori în cazul persoanelor tinere în care activitatea hormonală este mult mai intensă, lucrurile se întâmplă mai repede. Dar care sunt alte cauze? Pentru că ați menționat, am spus eu, agenda extrem de încărcată și o, haideți să spunem, poziționare nu tocmai favorabilă a propriei persoane. Da, am spus și educația, că noi românii în general nu suntem educați să facem profilaxie, să facem acest screening. Nu neapărat numai în cazul cancerului la sân, în general. Câți dintre noi mergem anual să facem niște analize elementare? Foarte puțini. Câți dintre noi mergem să facem controle de imagistică și privind alte părți ale corpului? Foarte puțini. Deci și în cancerul la sân se întâlnesc aceleași probleme generale pe care societatea românească, din păcate, le întâmpină în ceea ce privește sănătatea. În afară de acest lucru, știm cu toții, fondurile care sunt în sănătate, de foarte multe ori costurile, trebuie să le suportăm noi înșine, știți, și iarăși este problema bugetului personal. Așadar și personal. Problema aceasta materială. Dar problema cum vine materială, să, da. Cum încercați dumneavoastră prin această campanie să răspundeți acestor, haideți să spunem, nevoi ale româncelor? Noi dorim să le informăm. Să le informăm că este important să-și facă acea autoexaminare de care spunea doamna mai devreme, încă de la 20 de ani. Să le informăm că este important să meargă la medic. Să le oferim pliante în varianta aceasta printată sau în varianta online, informațiile se regăsesc, în așa fel încât să aibă acces la informație. Să nu se mai gândească, nu mi se poate întâmpla tocmai mie, pentru că și aceasta poate să fie o cauză. Nu aud, da, văd în jurul meu, dar nu sunt eu în acea situație sau nu pot să fiu eu în acea situație. Și scopul nostru prin această campanie de educare, prin această campanie de informare, este să le arătăm și să le oferim acces la aceste informații în care au toate detaliile și despre vârste și despre recomandările care există vis-a-vis de când, de la ce vârstă să înceapă autoexaminarea, la ce vârstă să înceapă să ajungă la să facă o ecografie, o mamografie. Deci toate aceste detalii se regăsesc în materialele informative pe care le oferim în evenimentele noastre și nu numai. Foarte multe, haideți să spunem, nuanțe de roz în materialele dumneavoastră, în obiectele cu care ați venit în cadrul acestei emisiuni. De ce culoarea roz? De ce culoarea roz? Este culoarea simbolică și dedicată luptei împotriva cancerului la sân. Materialele pe care le vedeți sunt doar o parte dintre cele pe care noi le avem și cu ajutorul cărora, în decursul celor 10 ani de când am implicat în lupta împotriva cancerului la sân, am strâns fonduri. Fonduri care, nu știu dacă știați, până în acest an au fost de 2,4 milioane de dolari. Toți acești bani au fost destinați în direcția achiziționării aparaturii medicale de ultimă generație, aparatură pe care am distribuit-o în 7 orașe din țară. Și sunt foarte bucuroasă să vă spun, dacă de asemenea nu știați, că și în Craiova, acum 2 ani, în 2011, am donat la asociația, am dat asociației OncoHop din Craiova
un ecograf de ultra extraordinară, deci ultimă generație, în așa fel încât și femeile din Craiova să aibă acces la un ecograf care să răspundă nevoilor și solicitărilor a ceea ce se întâmplă în acest moment. De ce nu avem un program național pentru prevenirea acestei afecțiuni, acestei boli? Aceeași problemă. Să știți că eu personal, chiar la o întâlnire pe care am avut-o în cadrul unor întâlniri speciale cu chiar cu domnul ministru al sănătății, cu secretar de stat de-a lungul anilor, am pus această problemă. Și mereu răspunsul a fost acela, știți, banii, fondurile care ar trebui direcționate spre această problemă și, bineînțeles, chiar și lipsa aparaturii necesare pentru un program de screening. Știți, fiindcă așa cum cu toții suntem conștienți, în țară sunt foarte puține mamografe, sunt puține ecografe foarte performante care să aibă tehnici hard și soft, astfel încât acuratețea de diagnosticare să fie una cât mai apropiată de procentul acela de 100%. Și mereu se promite că se va face. De exemplu, în lume, faptul că aceste campanii de screening există, mă refer în special la Europa, fiindcă programele europene sunt mai generoase din acest punct de vedere, mortalitatea datorată cancerului la sân a scăzut cu 40%, un procent destul de important. Dacă vorbim despre Europa, de parcă ar fi foarte departe de noi și România desprinsă, așa, plutind în derivă, ocupăm totuși aceste locuri alarmante, de chiar pe primul loc privind mortalitatea din cauza cancerului mamar. Haideți să vedem acum, vorbim de Craiova și de această zonă a țării, diferă foarte mult față de alte zone. Unde ne plasăm din acest punct de vedere al controalelor preventive? Să știți că totuși, la nivel național, Oltenia din acest punct de vedere nu ocupă un loc fruntaș, fiind chiar undeva pe la coada clasamentului din punct de vedere al regiunilor țării, dar întotdeauna, știți, este loc de mai bine. Ce facem noi, Asociația Oncohope? Nu, mai exact, ca să precizăm, poate întrebarea mea nu a fost exactă. Haideți să spunem, se fac multe controale preventive sau, dimpotrivă, Oltenia este undeva mai la coada clasamentului? Nu știu, din acest punct de vedere n-aș ști să vă dau un răspuns, fiindcă de obicei controlele preventive, așa cum vorbim, datorită lipsei fondurilor, se fac în centrele private, știți? Nu aș ști să dau un răspuns. Eu am încercat să dau un răspuns vis-a-vis de cazurile care sunt diagnosticate în această afecțiune. Și, bineînțeles, ceea ce este foarte important, de ce datorită mereu se susține și în media și, mă rog, în cadrul unor emisiuni unde sunt invitații cei care se ocupă de conducerea Ministerului Sănătății, că tratamentele oncologice care se aplică în această afecțiune sunt cele de ultimă generație, cele care sunt folosite în Europa și în America. Atunci, de ce este România pe primul loc? Tocmai datorită acestui motiv, datorită diagnosticării tardive. Dacă în primele două faze ale bolii, boala poate fi vindecată până la 100%, în celelalte, în funcție de cât este de avansată, în funcție de fiecare organism în parte, de sistemul imunitar și alți factori, din păcate, ratele de supraviețuire scad. Fără a intra în aceste date statistice, vă întreb, este o diferență între mediul urban și rural privind această problemă? Da, desigur, este foarte mare diferența, din păcate, fiindcă, așa cum am vorbit mai devreme, educația în mediul rural este, să spun, la un nivel mai scăzut. Femeile sunt mai puțin interesate,
de acest lucru și, din păcate, atunci când problema devine accentuată, merg să-și facă un control și să ia măsurile care se impun. Pe când în mediul rural, chiar și datorită acestor campanii, datorită, în general, informării pe internet și, mă rog, pe alte căi, femeile totuși au mai multă grijă de sănătatea lor și, în consecință, și rata de supraviețuire și rata de vindecare a acestei afecțiuni este mare. Aceeași întrebare și pentru doamna Delia Coman. Dacă vorbim de mediul rural, să știți că prin acele programe de informare și în anii care au trecut, noi am mers în mediul rural. Am mers cu cele două campanii sociale pe care le avem, pentru că una dintre ele este cea legată de lupta împotriva cancerului la sân, cealaltă este legată de lupta împotriva violenței domestice. Și am încercat și în mediul rural să le oferim aceleași informații ca și în mediul urban doamnelor și domnișoarelor cu care intram în contact. Desigur, reticența, dorința este probabil diferită și în mediul rural ca și în mediul urban. Noi am încercat și suntem prezenți atât în rural cât și în urban. Asta e de vorbă cu foarte multe femei. Ce v-au spus? Este o barieră psihologică pe care trebuie să o depășească sau este una materială? Adică încercăm să înțelegem care, din ce motiv suntem pe primul loc la incidența acestei boli. Poate să fie și materială. Poate să fie și materială. De aceea noi, prin ceea ce încercăm să facem, prin fondurile pe care le strângem, încercăm să oferim gratuitate cât mai mare în diferite direcții și cât mai multor femei acces la mamografii, acces la ecografii, care presupun un cost mare sau foarte mare pentru unele dintre ele. În același timp, cred că este și această lipsă de informare și de a nu fi conștient de faptul că ți se poate întâmpla ție. Înțeleg. Așa cum spuneam, ni se alătură în cadrul acestui dialog și vocea specialistului. Este vorba de doamna Luana Lascu, medic primar radiologiei imagistică medicală. Bună seara! Bună seara celor din platou și telespectatorilor Digi24 Craiova. Vă mulțumesc pentru că doriți să răspundeți câtorva întrebări. Am vorbit înainte de a intra în direct. Evident, există extrem de multe și din partea telespectatorilor, dar am să vă întreb, cum poate fi depistat din vreme, la timp, cancerul la sân? Importanța diagnosticului precoce în controlul cancerului de sân este bine cunoscută. În urmă cu două decenii, în majoritatea țărilor vest-europene și de pe continentul nord-american, s-a înregistrat pentru prima dată o diminuare a mortalității prin cancer de sân, corelată în mod evident cu depistarea sa precoce prin utilizarea largă a screeningului. Investigațiile imagistice reprezentate de mamografie, ecografia mamară și rezonanța magnetică a sânului dețin un rol de necontestat în depistarea acestui tip de tumoră malignă și în urmărirea post-tratament. Ele permit depistarea unui cancer de sân uneori cu câțiva ani înainte ca modificarea să se poată palpa, deci să devină manifestă clinic. Înțeleg. În ce situație se poate prezenta? Vreau să vă întreb. În ce situație se poate prezenta o femeie la medic pentru un astfel de control? Dacă sunt simptome sau, eu știu, în mod regulat și cu ce frecvență? Desigur, toate persoanele care prezintă modificări la nivelul sânilor, formațiuni palpabile, modificări ale pielii, ale mamelonului, asimetria sânilor recent apărută, durere, trebuie să se prezinte la medic pentru a fi investigate. Dar așa cum am spus, imagistica poate depista cancerul mamar înainte ca acesta să se poată palpa, astfel încât toate doamnele și domnișoarele ar trebui să se investigheze periodic, în special dacă prezintă factori de risc. Așa cum am spus, ideal ar fi anual să facă investigații. Înțeleg. Așa cum am spus, sunt foarte multe întrebări. Selectez din o altă întrebare trimisă de telespectatori. Dacă persoanele diagnosticate și tratate pot beneficia de aceleași metode după diagnosticare? Categoric, persoanele tratate trebuie urmărite periodic după anumite protocoale, fiecare din metode având rolul ei în urmărirea postterapeutică. În cazul intervențiilor chirurgicale, de exemplu, în faza precoce,
Ecografia poate depista apariția unor complicații locale, știut fiind faptul că mamografia și rezonanța magnetică atunci când plaga este recentă nu pot fi efectuate cu aceeași acuratețe. Bineînțeles că în urmărirea ulterioară sunt extrem de importante atât mamografia cât și rezonanța magnetică. Mulțumesc foarte mult! A fost alături de noi doamna doctor Luana Lascu. Așadar, există și suficient de multe metode pentru a depista această boală din vreme. După o scurtă pauză vom încerca să vedem care sunt, haideți să spunem, componentele acestui eveniment pe care l-am anunțat, dar foarte pe scurt vă întreb, pentru că am vorbit și de exemple de ordin personal, persoane afectate de lângă noi, se poate lupta cu această boală și cât timp? Iarăși din exemplele pe care le-ați întâlnit. Trebuie să luptăm cu această boală, deci este o necesitate absolută. În primul rând, de aici trebuie să pornim. Atunci când aflăm că o persoană din anturajul nostru, să spunem într-un mod general, este afectată de această boală, noi ceilalți trebuie să o susținem în primul rând psihic. Material, dacă se poate, de ce nu? Ar trebui să fim în general solidari unii cu alții. Eu știu dacă fiecare dintre noi am putea renunța la sume foarte mici cu care ne putem satisface o plăcere într-o zi, punând aceste sume la oaltă și oferindu-i un sprijin material unei astfel de persoane, este un lucru extraordinar, care chiar, de ce nu, ne poate da așa acolo undeva o mică răsplată personală, chiar și creșterea respectului de sine, că putem să facem un bine unui om necondiționat. Iar persoana în cauză, în primul rând, trebuie să facă totul, aceasta însemnând, desigur, așa cum a spus doamna doctor mai devreme, tratamentele speciale, ședințele de iradiere, operațiile care se impun în majoritatea cazurilor, astfel încât această boală să fie învinsă, în special pentru faptul că în cazul cancerului de sân, spre deosebire de alte tipuri de cancer, tratamentele oncologice sunt foarte evoluate. Vom vedea și alte lucruri din această zonă medicală, dar după o scurtă pauză vom vedea și, așa cum am spus, care sunt, haideți să spunem, evenimentele din cadrul acestei campanii de prevenire a cancerului la sân, dar după o scurtă pauză. După ce evenimentele zilei s-au încheiat, află care va fi impactul lor, cine pierde și cine câștigă. Descoperă răspunsurile în Jurnalul de Seară. În fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 20, vino alături de Cosmin Prelipceanu în căutarea adevărului. La Digi24. Am revenit, continuăm dialogul despre o campanie generoasă care se va desfășura aici în Craiova, dar și în marile orașe, pentru că alături de noi este doamna Delia Coman, organizatorul acestei campanii Implică-te pentru ei, află că e mai bine. Haideți să vedem cum încercați să atrageți atenția doamnelor, domnișoarelor și nu numai, așa cum am spus, asupra acestei probleme. Asupra acestei probleme, încercând prin programele educative, prin programele de informare pe care le avem în fiecare an, cu și mai multă dorință de a capta cât mai multe dintre doamne și domnișoare alături de noi, în așa fel încât
și ele la rândul lor să le informeze pe cele din jurul lor de aceste situații. În același timp, vă spuneam și mai devreme, avem fondurile strânse din vânzarea produselor cu puntiță roz, produsele din această gamă, fonduri cu care cumpărăm aparatură medicală de ultimă generație și în Craiova am donat în 2011 un aparat, un ecograf performant și am să las pe doamna Cuțarov să dea mai multe detalii despre el, pentru că Asociației OncoHop a fost donat acest ecograf. Da, aparatul respectiv este unul dintre cele mai performante din lume, fără nicio exagerare și cu toată responsabilitatea afirm acest lucru. Pe lângă faptul că este un ecograf, dispune și de tehnici speciale care pot face mai mult decât atât, respectiv elastografia. Elastografia, care este o tehnică de imagistică superioară ecografiei prin faptul că este un soi de palpare virtuală, să spunem, a unui nodul, a unor chisturi, a sânului în general, dar bineînțeles cu acuratețe mult mai mare decât o poate face mâna medicului. Un țesut care este malign, adică acolo este cancer, este mult mai dur decât în cazul unei afecțiuni benigne, fiindcă știm că în cazul sânului cele mai multe afecțiuni sunt afecțiuni benigne care, bineînțeles, pot fi tratate la sfatul specialistului, astfel încât ele să nu fie neglijate și să se malinizeze în timp. Așadar, se poate aplica un tratament până în acea fază chirurgicală, care este limită, înțeleg. Da, atunci când afecțiunea respectivă nu a devenit cancer, să spunem. Așadar, există speranță. Este acest eveniment organizat sâmbătă în Craiova, în piața Mihai Viteazu. Am văzut, sunt multe, haideți să spunem, componente ale evenimentului. Am să vă rog pe dumneavoastră să ne dați informații de ce reprezintă aceste zone ale evenimentului. Evenimentul este duminică, în intervalul orar 10-20 și vă invităm pe toți alături de noi în acest eveniment, pentru că este un eveniment dedicat întregii familii. Acest eveniment nu are loc doar în Craiova, va avea loc în 5 orașe din întreaga țară, orașe cu care Craiova va intra într-o competiție despre care o să vă vorbesc mai târziu. Și în cadrul acestui eveniment, fie că ești copil, fie că ești doamnă, fie că ești domn, vei avea ocazia să te bucuri alături de noi. Avem un centru de informare, un centru în care alături de noi sunt specialiști, sunt medici, sunt voluntari pe care compania noastră i-a instruit special pentru acest eveniment, în așa fel încât să oferim informații tuturor celor care ajung acolo. Și sincer să fiu, împreună cu întreaga echipă cu care vom fi prezenți, vom îndruma fiecare persoană să treacă pe la acest centru de informare, în așa fel încât să afle răspunsuri la întrebările pe care le au sau pe care poate nu le-au avut, și să poată să meargă mai departe, să le comunice celor din jurul lor. Aceasta cu zona de informare. Avem o zonă dedicată copiilor, cu jocuri pentru copii, puzzle uriași, zonă cu un joc cu obstacole, nu o să vă dezvolui foarte multe, dar cu siguranță și ei se vor bucura. Multe, multe surprize, premii, și mămicile vor putea beneficia de tombole, de machiaje roz și toate acestea, pe lângă ce este cel mai important, să afle și să le conștientizăm, să le facem să ne promită că vor merge la medic și vor afla că sunt bine. Acesta este scopul. Din experiența din anii precedenți, în ce măsură participă femeile la astfel de evenimente? Să știți că participă. Participă pentru că întreaga noastră forță de vânzări anunță acest eveniment. Acum ne bucurăm că și dumneavoastră, și vă mulțumim pe această cale, ați făcut cunoscut evenimentul nostru, pentru că vrem să devenim mai conștiente, fiecare dintre noi, cu acest eveniment. Și participă. Lumea vine, este interesată. Spunea și doamna Cuțarov mai devreme, incidența a scăzut, mortalitatea ușor a mai scăzut față de ce era în anii precedenți. Asta pentru că cei care s-au informat din timp, cei care au aflat din timp de afecțiunile pe care le au, au putut să le vindece poate complet.
În afară de aceasta, spuneam de o competiție, sunt 5 orașe implicate în România într-o competiție în care orașul care adună cele mai multe persoane la acest eveniment, orașul care va strânge cele mai multe fonduri din vânzarea produselor roz, va beneficia de un premiu. Acest premiu constă în 500 de mamografii sau ecografii gratuite ce sunt direcționate exclusiv orașului respectiv. Așadar, eu vă invit aici în Craiova să reușim împreună să strângem aceste fonduri, pentru că și aici avem nevoie de astfel de premii. Foarte important, știu, ne-a spus doamna Cuțarov, există și un dialog cu autoritățile, nu doar cu, haideți să spunem, zona aceasta a Ministerului Sănătății. În ce măsură răspund autoritățile acestor campanii și nu doar campanii de informare? Da, după câte știți, și Asociația OncoHope în parteneriat cu compania de cosmetice sau în parteneriat cu Societatea Studenților Mediciniști sau noi înșine prin forțe proprii am organizat multe astfel de campanii chiar și în mediul rural vis-a-vis de ceea ce vorbeam mai devreme, fiindcă acolo informația ajunge mai greu. Am oferit și consultații gratuite și în mediul rural am încercat să facem campanii de screening care au fost suportate de către asociație, oferind un număr de consultații gratuite femeilor care dovedeau că au venituri mici, fiindcă este foarte greu să reușești să satisfaci nevoile unui oraș sau unei întregi regiuni. Am amintit de zona aceasta materială care a împiedicat și împiedicată de multe femei ca să își efectueze controlul. Care sunt costurile unui, haideți să spunem, unei analize, unei mamografii? Iarăși, datorită generozității companiei de cosmetice, datorită modului în care Asociația OncoHope în colaborare cu Centrul Oncologic s-a organizat, în cadrul Centrului Oncologic, astfel de consultații sunt, să spun, mult mai ieftine față de centrele particulare unde se pot face investigații la un nivel ridicat de acuratețe și concret, o astfel de investigație costă 90 de roni. Deci până în, numai medicii, până deci în se iau suma aceasta de 100 de lei. Da, totuși deloc mare. Da, odată, deci, eu știu, în funcție de vârsta pe care o au doamnele, odată pe an, odată la 2 ani, odată la 3 ani, cred că putem să rupem fiecare 100 dintre de lei noi, pentru 100 sănătate. De lei pentru sănătatea noastră și a familiei, fiindcă știm cu toții cât de importante suntem pentru toți cei dragi din jurul nostru, copii, soții, părinți. Și de ce nu? Știți că de multe ori ni se întâmplă să facem anumite lucruri la îndemnul celor din jur. Haideți cu toții, domnilor, colegii, vecinii, cunoștințe, să sprijinim femeile și să le îndemnăm să aibă din ce în ce mai multă grijă de sănătatea lor. Am amintit, nu este un program național pentru efectuarea de controle preventive, dar de ce nu există în mod organizat, ritmic, aceste campanii de conștientizare desfășurate, să spunem, de la nivel de mediu liceal, universitar, profesional? De ce? Știți, când am pus această problemă, reprezentanți un ONG, reprezentanți societatea civilă, da, trebuie să ne întrebăm și în zona aceasta a administrației. De ce nu? De ce nu? De ce nu n-o fac cei direct implicați, respectiv direcțiile, știu eu, de sănătate publică, ministerele prin medici de familie, exact, nu? Ar trebui să
intervin așa la un nivel mult mai larg decât o poate face un ONG. Așa cum am spus mai devreme, noi o facem periodic. Poate chiar cei care ne-au întâlnit de mai multe ori se întreabă, dar iarăși ei? Noi bineînțeles că de fiecare dată întâlnim o altă plajă de public și vom insista în a încerca să educăm oamenii în diferite locuri și din diferite zone, rural, urban, dar și aici, chiar și noi, deci putem să facem acest lucru într-un mod limitat din aceleași motive. Sursele materiale, știți că totul costă. Înțeleg. Poate că insistența dumneavoastră va schimba acel semnal întrebării printr-un semnal exclamării. Mă întorc la acest eveniment pe care îl organizați în Craiova. În ce măsură participă și alte persoane decât, să spunem, angajații firmei, voluntari, există în această campanie? Noi avem voluntari care vin, în primul rând, sunt medicii care vor fi prezenți acolo, sunt cei care au dorit să fie voluntari în această campanie, s-au pregătit special pentru această campanie, în așa fel încât să poată răspunde întrebărilor celor care participă la acest eveniment. Și să știți că sunt din ce în ce mai mulți, ceea ce ne bucură, pentru că asta înseamnă că oamenii înțeleg cât este de important să-i ajute pe cei din jurul lor, fără să aștepte neapărat ceva ca urmare a ajutorului pe care îl oferă. Din experiența dumneavoastră de până acum, aceste campanii de informare, care sunt elementele cele mai importante, care își ating ținta, cum se spune? În primul rând că trag un semnal de alarmă. Campaniile, știți, dar care, ce componente din cadrul campaniilor? Aceste obiective, materialele informative, dialogul cu medicul, care sunt mai eficiente? Cred că cel mai mult materiale informative, fiindcă acolo găsesc informații despre factorii de risc, despre măsuri de prevenire, atâtea câte se cunosc în momentul de față, fiindcă știm cu toții cancerul este totuși o mare necunoscută, iar în ceea ce privește prevenția, de fiecare dată lucrurile sunt relative, chiar și la nivel științific, numai la nivelul omului de rând, dar totuși acele măsuri generale cu care mereu suntem sfătuiți să le urmăm ne ajută și în cazul cancerului la sân, desigur. Iar alte informații care se pot găsi în aceste materiale informative, fie că fac parte din evenimentul care va avea loc duminică sau din evenimentele pe care noi le-am organizat în acest scop până acum, conțin la fel modul cum se face un autocontrol, fiindcă și aici există niște tehnici, să le spun așa, speciale și acolo este descris, există imagini în care ne arată cum să ne facem un autocontrol eficient, astfel încât să afecțiunea care se manifestă să nu fie una, eu știu, deja avansată pentru ca noi să o depistăm, ci ea chiar și așa sub o formă incipientă să fie detectată de către noi. Sau eventualele semnale de alarmă, ce anume din starea noastră fizică ne poate trage un semnal de alarmă pentru ca noi să mergem la medici și să facem un control de specialitate. N-am amintit și care sunt cauzele, evident, nu sunteți medici, dar anumite lucruri, anumite puncte importante cunoașteți din aceste probleme. Așadar, care pot fi cauzele? În primul rând, cauza numărul 1 se spune că este excesul hormonal. Excesul hormonal care poate apare la orice vârstă, dar în special în perioada premenopauzei și a primei părți a instalării menopauzei. Acest exces hormonal, desigur, poate fi pus în evidență prin analize speciale de așa numitele analize hormonale. O altă cauză ar fi obezitatea. Obezitatea care
ca și în cadrul altor afecțiuni, în țesutul gras care se depune pe sân, se acumulează acest exces de estrogeni și acolo apare o afecțiune benignă sau evoluează în timp spre cancer. O altă cauză ar putea fi lenjeria. Lenjeria, respectiv sutienul, să spunem concret, da, care, din păcate, de cele mai multe ori este nepotrivit, fiindcă acele întărituri care le are majoritatea sutienelor, acel push-up care, mă rog, este atât de în vogă, să-i spun așa, în industria modei, presează sânul, maltratează și, deși nu suntem conștiente, zi de zi, fiind acolo o presiune și sânul suferă și în timp acolo apare boala. Da, sunt lucruri pe care femeile interesate le pot afla de la medicii specialiști care vor fi prezenți în piața Mihai Viteazu, așa cum a spus și doamna Adelea Coman. Pe de altă parte, înțeleg că și o predispoziție poate fi dacă în familie a fost altcineva diagnosticat. Da, predispoziția genetică, desigur, deși 70% din cazurile diagnosticate nu au avut în familie antecedente. Da, cu atât mai mult domnișoarele, deci începem cu domnișoarele și doamnele care au avut în familie o rudă de grad 1, deci nu numai mama, sora, chiar și mătușa, chiar și bunica, acolo înseamnă că există o oncogenă care iarăși în țările avansate este pusă în evidență prin analize speciale. Și în cazurile acestea, domnișoarele și doamnele respective ar trebui să înceapă investigațiile de imagistică, fiindcă, așa cum a spus doamna doctor, sunt primele care trebuie făcute înainte ca boala să se manifeste. Acum, doamna Adelea, acum am să vă întreb despre noi, despre noi bărbații. În ce măsură sunt bărbații interesați în să afle informații în cadrul campaniei dumneavoastră? Și cât de mult considerați că aplică cele aflate? Să știți că poate vă surprinde, dar în marșurile rost pe care noi le-am avut în fiecare an, în ultimii 10, chiar am avut alături de noi domni, am avut alături de noi elevi, studenți, care au fost interesați, pentru că unii dintre ei chiar au înțeles că au mama, au sora, au mătușa, au persoane dragi, cărora dacă se adresează și le transmit informațiile pe care le-au primit, ne-am dorit să fim mult mai mulți, e adevărat. Dar sunt și bărbați. Iar în evenimentele nostru noi asta vrem să... Pentru că pornim de la premisa că a promite înseamnă a face. Și mesajul cu care mergem către ei este promite să mergi la control. Pe toate flyerele noastre, pe toate promite să mergi la control. A promite înseamnă a face. Dincolo de toate informațiile detaliate pe care le regăsesc în aceste broșuri și flyere. Sunt femei care vă mărturisesc că au venit la control în urma sfatului sau a insistenței soțului, a tatălui, haideți să spunem, unui bărbat? Da, da, să știți, de foarte multe ori am auzit acest lucru și în mod direct de la persoane în cauză și am văzut, uite, chiar săptămâna trecută un astfel de caz în care doamna respectivă fusese diagnosticată cu cancer la sân și boala era atât de avansată încât a trebuit să-i fie extirpați ambii sâni. Ambii sâni. Vă dați seama ce traumă psihică a fost în afară de trauma fizică, dar ce este mai important, de atunci au trecut mulți ani și doamna trăiește. Trăiește sprijinită de soț, în primul rând, și de restul familiei. Deci să nu ne ferim, să cerem sprijinul familiei, să le spunem problema în care bănuiala, că în primul rând la început este o bănuială, și să acceptăm sprijinul, fiindcă de multe ori acest sprijin ne ajută să trăim. Sunt, într-adevăr,
haideți să spunem, momente dureroase în cadrul unor familii, pentru că nu doar persoana respectivă este afectată de boală, ci întreaga familie suferă. Și nu doar familia respectivă. În plan social, considerați că se pot implica și alte, să spunem, zone din societatea românească, nu doar din zona administrativă sau a ONG-urilor, să spunem, zona de învățământ, asociat cu învățământul de specialitate, cel din medicină? Ce este de făcut din această perspectivă? Vă rog. Noi, să știți că am găsit deschidere în multe din facultăți, din universități, în multe din liceele din țară, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Am colaborat cu inspectorate școlare pe ambele teme, lupta împotriva cancerului la sân și lupta împotriva violenței domestice, în așa fel încât să-i conștientizăm pe cei din jur de ambele probleme cu care ne confruntăm. Deci am găsit deschidere. Iar noi avem o colaborare veche și foarte bună cu generațiile de studenți care se succed prin Facultatea de Medicină din Craiova. Periodic, medici care fac parte din Asociația Oncohop îi instruiesc, fac pentru ei seminarii speciale, astfel încât numărul acelora care ne pot da sfaturi competente să fie cât mai mare. Fiindcă, de ce să nu recunoaștem o altă problemă care este la noi în țară și ne lovim cu toții de foarte multe ori de ea, este lipsa specialiștilor. Au plecat foarte mulți medici, iar cei de specialitate, respectiv medicii oncologi sau medicii endocrinologi, sunt foarte, foarte puțini față de cât ar trebui să acoperă întregul necesar. Suntem la finalul dialogului nostru. Am să rog pe doamna Delia Coman să transmită invitația pentru evenimentul de duminică. Da. Noi vă invităm cu mult drag. Haideți împreună cu familia, cu copiii, haideți să vă bucurați alături de noi, haideți să arătăm și în Craiova că se poate, haideți să fim noi orașul care va beneficia de cele 500 de ecografii sau mamografii gratuite, destinate doamnelor și domnișoarelor din acest oraș și vă așteptăm cu multă bucurie, cu tot sufletul și să vă bucurați alături de noi și să primiți informațiile care vă stau la dispoziție de la specialiștii care s-au alăturat campaniei noastre. Vă mulțumesc pentru prezența în cadrul acestei emisiuni. Cred că succesul campaniei de informare constă în sănătatea doamnelor și domnișoarelor și siguranța noastră și a bărbaților în cadrul familiilor. Încă o dată vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru ce faceți. Și noi vă mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Vă reamintesc, telespectatorii ne pot adresa întrebări, ne pot scrie pe adresa emisiunii, adresa de e-mail, vocileoltenii@digi24.ro. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și ca de fiecare dată vă spun, vorbiți, noi facem vocea dumneavoastră ascultată. La revedere!